Fracțiunea parlamentară a PSRM are un deputat nou. Curtea Constituțională a validat mandatul deputatului Grigore Uzun, supleant pe lista electorală a Partidului Socialiștilor. Solicitarea de validare a mandatului parlamentar al lui Grigore Uzun a fost făcută de președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil. Se declara ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova cu validarea mandatului domnul Grigori Uzun, pe lista Partidului Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Mandatul de deputat în fracțiunea PSRM a devenit vacant după demisia parlamentarului Vladimir Golovatiuc la mijlocul lunii ianuarie. Fostul președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe a fost numit ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă. Grigore Uzun este originar din orașul Vulcanești, iar anterior a fost membru al adunării populare a Găgăuziei. Fracțiunea PSRM numără 37 de deputați fiind cel mai mare grup parlamentar în actuala legislatură.